ani, da. Înainte să încep orice magie sau ce mai știu eu să fac aici, aș dori să fac un anunț. Deci eu mă numesc Luca, din câte s-a mai auzit, și nimic mai mult. Numele meu de magician este Luca și atât. Așadar, ar fi interesant să începem, pentru că publicul deja a început să se plictisească. Din câte vedeți, sunt... nu pot să spun că sunt emoționat, dar este atmosfera dinaintea oricărui spectacol de magie. Da. Deci, am să vă prezint cea mai bună reprezentare a unei găini. Este cea mai bună. Prima oară când am făcut-o, nimeni nu și-a dat seama ce era. Da. Dar este cea mai bună. Bun. Așa. Și avem 1, 2, așa, 3, 4, știu, seamănă mai mult cu o vacă, dar am să vă arăt că este cea mai bună reprezentare a unei găini. Bun. Multă lume crede că acest lucru nu poate fi făcut, adică 3 animale din balon în 3 secunde. Eu voi demonstra că acest lucru poate fi făcut. Doar să-mi iau eu balonul. E provocarea mea, sunt regulile mele. Bun, copii, fiți liberi să numărați până la 3. Căină, vacă, rechin. Bun. Eu vin dintr-o mare familie de mâncători de hârtie. Tatăl meu este un mâncător de hârtie, tatăl lui era un mâncător de hârtie și tatăl tatălui înainte ca el să fie. Așa că mă bucur dacă mănânc o frumoasă de hârtie, o frumoasă bucată de hârtie. Dar știi ceva? Mi-e un pic foame. Poți să am o gustare? Da! Mulțumesc foarte mult! Vai, ce-mi place tot timpul când iese mai mult. Bun. Mă bucur că s-a terminat anul școlar, dar tot timpul am o amintire pe care chiar îmi place să o împărtășesc cu oamenii. Nu eram chiar foarte bun la geometrie, de fapt nu înțelegeam problemele profesorii de matematică și într-o zi m-am dus cu această problemă la ea. I-am spus: doamne profesor, știați că de fapt cele 3 sfori erau toate de aceeași lungime? Ea s-a uitat la mine îndelungat, după care mi-a spus: Luca, știi că s-ar putea să repeți clasa? Da. Mă rog, nu știam, dar am aflat atunci. I-am spus: doamne, pot să vă demonstrez. Doar când iau sfora mică și o duc sus, doar când iau sfora mijlocie și o duc sus, și când iau și sfora lungă și o duc tot sus, atunci poate mă credeți sau nu, dar cele 3 sfori sunt de aceeași lungime. Aceea liniște a fost și atunci, aceeași liniște este și acum. I-am spus: doamnă, fiți atentă, doar când trag de sfori, atunci se pare că toate devin de aceeași lungime. Și atunci am arătat că aveam o sfoară sau că aveam 2 sfori, de fapt aveam 3 sfori toate de aceeași lungime. A luat sforile și cu mâinile înroșite de la aplauze m-a întrebat: Luca, cum ai făcut asta? Matematic este imposibil. Iar am spus: doamnă profesoară, matematic poate, dar din punctul de vedere al magiei nu este. Dar am să vă spun, tot timpul am o sfoară medie, una mică și la fel și una lungă. Mulțumesc! Am auzit acum că am fost mai în față. A spus cineva că vreau o banană? Da! Da?
pentru că este o coincidență foarte interesantă. Se pare că și mie îmi plac foarte mult bananele. Dar dacă stăm să ne gândim, nu se întâmplă absolut nimic ciudat că e vorba de banane. De ce vă uitați așa la banană? Ce-i cu banana? Nu vă mai uitați așa la banană? Ce are banana? În primul rând este una și nu are absolut nimic și nu este nimic legal la această banană. De ce nu mi-a spus? E plin de banane. Da. Bun. Am nevoie de doi copii care pot să vină aici să mă ajute. Dacă vreți aici să veniți și aici să mă ajutați, trebuie să aveți o mână sus. Cealaltă mână. Trebuie să vă ridicați. Ah, sunteți în picioare, bine. Stați jos. Ridicați-vă. Stați jos. Ridicați-vă. Stați jos. Ridicați-vă. Bun. Dacă v-aș chema aici, ați vedea aceste două urme pe aici jos, pe scenă, ce ați face? Idei, dacă ați vedea aceste două urme aici, una aici și una aici, ce ați face? Ați venit pe ele, foarte bine, fiți atenți. Deci, cum am spus, am nevoie de doi copii, am nevoie de un băiat și de o fată. Să vedem? Hai să vedem. Pe cine luăm? Ia, vino tu, te rog, aici, bun? Și tu. Tu. Da, vino aici. Bun, stai acolo, te rog. Bun, și tu vino aici, te rog. Nu aveți emoții, da? Nu aveți de ce să aveți emoții. Bun, stai un pic să vi le pun mai drept. Așa, bun, și tu vino un pic așa să o punem mai frumos. Bun, fiți atenți, cum te cheamă? Edi, îmi pare bine să te cunosc. Bun, și pe tine cum te cheamă? Elena. Acela era numele meu când eram o fetiță mică. Bun. Și acum, Edi, fii atent. Știi că este foarte frumos când întâlnești oameni și să dai mâna cu ei. Bun, așa că, Edi, azi dăm bună? Bun. Ce vreau să spun este că... Edi, ce-mi place de tine, Edi, bun, hai să mă uităm o dată. Deci ce vreau să... ce-mi place de tine, Edi, bun. Ce vreau să vă spun este că o să facem un truc, o să înceapă de aici, o să ducă învârtindu-te. Edi, ești în regulă? Au! De ce ai făcut asta? Doar încercam să fiu prietenos cu tine. Bun, și acum și tu la fel, cum ai zis? Elena, bun, Elena, știi că este foarte important să dai mâinile și să nu ai emoții, bun? Așa, olă, ai emoții. Așa, deci, bun, Elena, gata, olă, ce se zice, dar emoții. Așa, bun, Elena, ajunge. Elena, au! Bun, acum, Edi și Elena, puneți mâinile aici, țineți-vă bine, pentru că aceasta este cea mai fericită zi din viața voastră. Cu toții ne-am adunat aici în această nemaipomenită zi pentru a celebra această nu vă căsătoriți. A fost aproape. Bun. Cine știe să recunoască un magician dacă îl vede pe stradă? Știe cineva? Cum? Bun, fiți atenți. Este foarte bine, dar am aici un mare pont. Umblă cu o poșetuță din asta și lăsați-mă să vă arăt. Pentru că aici... La mine, în poșetuță, este complet gol, dar dacă pocnesc din degete, o deschid și caut înăuntru, pot să găsesc așa ceva și așa ceva. Bun, și acum, Edi, puneți, Edi, nu? Puneți mâinile așa, bun, ținem mâinile așa ca două măsuțe, bun, fii atent, ține-le mai drept. Așa, bun, fii atent, avem mingea roșie și mingea rotundă, pe care o vrei. Mingea rotundă, bun. Eu o să iau mingea rotundă pentru că e preferata mea, tu ai pe asta, o ții acolo în mânuța ta și strângi tare. Bun, poți să lași mai sus. Bun, Edi, și acum fii atent. Țineți mâna așa, țineți cum o țin eu. Bun, și vezi găurica aia de acolo pe care o ai tu? Uite, vezi? Și tu ai, bun? Suflă în ea, hai, suflă în găurica. Bun. Bun, și acum fii atent ce s-a întâmplat. Deschideți mâna. Oh, toată lumea să-l aplaude pe Edi. Foarte bine. Bun, și acum fii atent. Tu, Elena, tu reprezinți toate fetele din această zi, bun? Așa că fii atentă. Tu o să iei aceste două mingiuțe. Ia, dă-și cealaltă mână, că nu poți să le ții. Se închid foarte greu, bun? Ține acolo mâinile. Și acum, e ceva în pălăria mea? Stai să vergi cu prietenul meu, Edi. Edi, e ceva în pălărie? Foarte bine. Acum, Elena, la trei îți deschizi mâna, bun? 1, 2, 3. Toată lumea se aplaude pe Elena. Wow!
acum lăsați-mă să vă introduc fiilor mei. Aceasta este Vanessa. Spuneți bună, Vanessa! Bună, Vanessa! Tocmai vorbiți cu o minge rotundă. Da, da. Asta este, să care, așa, ăsta e Pic și ăsta e Poc și vă rog să nu râdeți, de ea numele ei e Frank. Nu râdeți, Frank are deja destule probleme. Bun, acum Edi, pentru că ai fost bun și prietenos cu mine, tu o să primești așa o recompensă. Bun, ia-o pe asta și nu o pierde. Edi, deja! Bun, a fost foarte bun, la revedere, puteți să plecați foarte bine. Aplauze pentru amândoi. Bun. Acum. Tocmai din îndepărtatul Mexic. Vi-l prezint pe Hernando, cel mai puternic purice. El vă va prezenta săritura morții. Nu, vedeți, când eu spun săritura, voi trebuie să faceți Când eu spun morții, voi trebuie să faceți Bun, deci haideți să începem încă o dată. Bun, ups, hai să începem încă o dată. Bun. Doamnelor și domnilor, tocmai din îndepărtatul Mexic, vi-l prezint pe Hernando, cel mai puternic purice. El vă va prezenta săritura morții. Bun. Puteți să-l vedeți? Da. Foarte bine. Acum, până să vă voi demonstra că este cel mai puternic purice cu această sfoară. Așa că până o să demonstrăm asta, o să stea chiar aici pe umărul tău. Stai aici, vine pe umărul tău, bun. Stă chiar acolo. Și acum fiți atenți. Cum, în ce constă săritura morții, de fapt, cum voi demonstra eu că este cel mai puternic purice? Voi ține acest căpăt al sfoarii, Hernando va ține pe celălalt și sfoara va stea dreaptă. Bun, gata cu vacanța, Hernando, ce purice fericit. Bun, acum îl punem aici. Fiți atenți, eu țin acest capăt al sfoarii, Hernando îl ține pe celălalt. Toată lumea se numere până la 3. 1, 2, 3. Doamnă și domnule, stați, ăsta e Hernando ăla care nu-mi place. Hernando nu face asta, bun. Încă o dată, eu voi ține acest capăt al sfoarii, Hernando îl va ține pe celălalt. Toată lumea se numere până la 3. 1, 2, 3. Doamnă și stați un pic, ăsta e Hernando care nu-mi place. Stați un pic, ăsta nu-i Hernando. Ăla-i Hernando, am parol mai încurt din când în când, bun. Așa, stai acolo. Eu voi ține acest capăt al sfoarii, Hernando îl va ține pe celălalt. Toată lumea se numere până la 3. 1, 2, 3. Doamnelor și domnilor, Hernando, cel mai puternic purice. Fiți atenți, acum va sări în aer, va face două bucle și va atinge înapoi pe sfoară, bun? O buclă, două bucle, bun, și a aterizat și acum se va duce în acel capăt al sfoarii și se va duce în celălalt. Și în acel capăt al sfoarii și în celălalt. Și acum, pentru marea final și ce aștepta toată lumea, săritura morții. Deci săritura morții consta în faptul că Hernando va face iarăși sfoara să stea dreaptă, o va duce sus, îi va da drumul, eu îl voi prinde în palmă și asta e săritura morții. Dar nu va ajunge până acolo sus dacă nu îl încurajați un pic. Așa că haide toată lumea, mai sus, mai sus, mai sus, mai sus, ai, nu, haideți, mai sus, mai sus. Asta e săritura morții, toată lumea să-l aplaude pe Hernando. Ups. Se mai întâmplă. Da. Așa. Acum o să avem un pic de sânț aici pentru că avem ceva un pic mai special. Avem nevoie de o altă unealtă. Da. Altă pălărie. Bun. Mi-am luat pălăria asta cu chiar puțin timp, sperând că va face lucruri interesante, dar momentan tot ce face este că își revine tot timpul echilibrul. Nu vreau să spun și suma plătită. Da, așa, deci am văzut acum tot câteva zile un magician care avea trucul ăsta. Avea 1, 2, 3, 4, 5, 6 cărți. Și face asta. Aruncă 1, 2, 3 într-o pălărie în care 1, 2, 3, 4, 5, 6 cărți. Am fost uimit. Am vrut să știu cum se face trucul, așa că m-am dus la un magazin de magie care era chiar în josul străzii. Am intrat înăuntru, am întrebat: bună ziua, aveți trucul în care magicianul are 1, 2, 3, 4, 5, 6 cărți? Aruncă 1, 2, 3 într-o pălărie în care 1, 2, 3, 4, 5, 6 cărți. Și vânzătorul mi-a spus: wow, sunt uimit.
Cred că știu trucul, cred că știu trucul. L-am văzut și eu acum câteva săptămâni și da, magicianul avea una, două, trei, patru, cinci, șase cărți, aruncă una, două, trei către pălărie, mai are încă una, două, trei, patru, cinci, șase cărți. Una, două, trei, patru, cinci, șase cărți. Și acum... Da, pentru că pe-aia a dat-o pe lângă. Dar fiți atenți. I-am spus, da, acesta este trucul. El mi-a zis, îmi pare rău, dar nu avem acest truc. L-am întrebat dacă poate să-mi facă rost de truc într-o săptămână. A spus, bine, am așteptat o săptămână, m-am întors, l-am întrebat. Ai făcut rost de trucul în care magicianul are una, două, trei, patru, cinci, șase cărți. Aruncă una, două, trei într-o pălărie în care una, două, trei, patru, cinci, șase cărți. Și el mi-a spus, nu. Și n-am mai vorbit, nu m-am mai întors la cel magazin de magie. După aceea l-am sunat, am contactat direct magicianul, acest om avea toate trucurile lui într-o carte, așa că vă invit pe toți săptămâna viitoare, pentru că o să am trucul în care magicianul are una, două, trei, patru, cinci, șase cărți, aruncă una, două, trei într-un public nemaipomenit de uimit, în care una, două, trei, patru, cinci, șase cărți. Asta-i tot. Dar n-am terminat încă. Nimeni nu poate să spună că am terminat. Da, le strâng imediat. Nimeni nu poate să spună că am terminat, pentru că nu pot să plec de aici fără să vă arăt ceva foarte special. Lăsați-le că le iau imediat după. Așa. Nu puteam să plec fără să vă arăt bagheta magică cu trei sfârșituri. Știu, nu sună prea bine, dar se potrivește cu ce urmează. Începe aici și se sfârșește aici. Începe aici și se sfârșește aici. Acesta e al treilea sfârșit. David. Așa, bun. Mulțumesc că ați fost și ați participat aici la spectacolul meu de magie. Și dacă vreți să învățați mai multe trucuri, aveți chiar aici un canal de YouTube, My Magician School. Dacă căutați pe YouTube My Magician School, o să mă găsiți și o să învățați foarte multe trucuri. Este în engleză, dar bănesc că cei mai mulți dintre voi știu engleză. Bun? Ne-am înțeles? Așadar, vă mulțumesc că ați fost aici și că ați asistat la spectacolul meu de magie. I'm sorry.